Salut prieteni, bine ați venit la video-tutorial.ro, Eu sunt Cristi și în acest tutorial o să vă arăt cum puteți să schimbați layout-ul taburilor în Google Chrome După cum știți, de ceva vreme s-a schimbat layout-ul când vine vorba de taburi în Google Chrome și acum avem aspectul ăsta din când în când se mai și grupează taburile și aproape că nici nu mai găsim, nu mai știm ce a fost unde Uh, astăzi o să vă arăt cum ne întoarcem la vechiul layout, acela cu carduri, pe care îl știi cu toții dădea în soi, pime de a se închideau, dădeam în sus în jos. Era mai obișnuiți cu ăla. Bineînțeles că probabil în timp o să ne obișnuim și cu ăsta, dar unii dintre voi poate sunt deranjați de layout-ul ăsta și o să vă arăt cum puteți să-l schimbați. Mergeți, deschideți un nou tab și scrieți Google, pardon, Google, Chrome, două puncte, două slash-uri, flags și ajungeți aici în pagina cu experimente Google. Aici la experimente Google scrieți tab, grid, o să găsiți Tab Grid Layout, mergeți aici pe opțiuni pe setări și dați Disable. Da? Dați Relaunch la browser, el se va relansa, dar o să vedeți că sunt tot așa taburile. Trebuie să închidem manual browserul, da? să închidem manual, după aia îl relansăm. Și o să vedeți că avem taburile vechi, exact cum suntem noi obișnuiți. Cum ne plăcea înainte, cred, nu știu, dacă vă plac așa sau vă plac altfel. Eu v-am arătat cum puteți să vă întoarceți la uh, layoutul vechi de taburi, stil carduri, dacă așa spune, sunt unele peste altele, sunt stil carduri. Uh, cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, Încă o dată vă mulțumesc, la revedere!